Bună seara tuturor și uh, felicitări celor care și-au făcut timp și în această seară să uh, fie alături de noi, deoarece ne propunem în fiecare zi să vă oferim valoare, dar mai mult decât atât, uh, uh, îmi propun așa ca să învățăm fiecare parte a corpului nostru, astfel încât în momentul în care primiți întrebări din. Uh, Teren. eu știu de la prieteni rude, să știți pentru fiecare parte a corpului ce produse se recomandă și când se recomandă. Uh, pentru cei care sunt pentru prima dată alături de noi, le spun bine au venit și uh, vă rog să vă notați uh, ce vi se pare că este interesant să uh, luați notițe, iar la final, dacă ceva nu ați înțeles, să mă întrebați. Această seară începe cu a șasea ediție a anatomiei și fiziologiei omului, sistemul nostru imunitar. Săptămâna viitoare mă voi strădui să dezvolt sistemul endocrin. Nu uităm, săptămâna viitoare, luni, cei care sunteți din. Toată zona aceasta a clujului vă așteptăm cu mare drag ca să vă oferim spre testare acest activator care tocmai l-ați uh, văzut uh, da, în audio și video pe ecran, astfel încât să vedeți cât de mult vă ajută la imunitate, în special răcerile sau febra. Aceste ediții își propun nu numai să ne cunoaștem mai bine, cum ne funcționează nouă corpul, Însă, cum putem să prevenim, să ajutăm anumite, eu știu, probleme care pot să apară, da, în viața noastră, cu ajutorul tehnologiei revoluționare NTC, Microsolvent, în care sinergia plantelor naturale create de specialiști oferă ajutor profilactic extraordinar, cu, bineînțeles, asociat. Cu un stil de viață sănătos, bazat pe eliminarea toxinelor, da, o să avem niște rezultate extraordinare. Fie că suntem la 30, la 40, la 50 sau chiar 80 de ani, noi putem să trăim frumos, ușor și bine dacă avem grijă și ne iubim corpul nostru și iubim sănătatea. Dacă cumva, eu știu, apar anumite neclarități. Vă rog să scrieți și în chat ca să vă pot răspunde punctual. Acum, haideți ca să partajez ecranul astfel încât să puteți să vedeți bine tot ceea ce vreau să vă explic și nu uitați să distribuiți celor care credeți sau considerați care avea nevoie de aceste informații abonându-vă la canalul de YouTube Ancuța Chiorian și, bineînțeles, să activați acel clopoțel ca să primiți notificări în momentul în care încarc anumite materiale interesante pentru voi. Arta de a dărui este bogat, binecuvântată, de aceea, cine știe, dacă nu veți putea ajuta pe cineva prin bunătatea inimii dumneavoastră, dăruindu-le și altora aceste frumoase informații. Haideți să vedem astăzi o lecție foarte, foarte, să zic așa, specială despre sistemul nostru imunitar. După cum vedeți aici în ilustrație, sistemul nostru imunitar are câteva componente importante, da? Mucoasele căilor respiratorii, amigdalele, timusul, măduva osoasă, splina, intestinul, sistemul limfatic, pielea, dar și leucocitele, globulele albe din sângele nostru, care practic o să încep așa puțin cu sângele nostru această, să zic așa, apă vie, roșie care ne curge prin, prin vene și care are un rol uh, foarte, foarte important ca să ne păstreze sistemul nostru imunitar în viață. Sângele nostru are un rol, rol de transport al nutrienților, substanțe de metabolism, gaze respiratorii. De termoreglare, da? dacă avem temperatură mică, mare, să regleze, și de apărare. V-am pregătit un material aici despre sânge și vreau ca să-l vedem puțin, să ne mai și amintim de la școală, practic, componentele sângelui nostru: componente care. Dacă ni le uh, amintim, ne aduc uh, foarte frumos aminte de hidratare. Să nu uităm niciodată să bem apă, dar mai mult decât atât, să nu uităm 5% din greutatea corpului să administrăm apă jumătate să o administrăm dimineața până la ora 10, când în acord cu ritmul circardian se curăță sistemul nostru digestiv și practic are loc o fluidizare a sângelui nostru și va curge foarte, foarte ușor prin vene, iar dacă nu vom face, vom avea un sânge gros care ne va aduce, începând de aici, foarte multe probleme de sănătate. Bineînțeles că, așa cum știm, culoarea este roșie, are celule mici, anucleate, formă biconcav. Da, uitați-vă, așa arată celulele noastre, globulele noastre roșii din sânge. Sunt aproximativ 4,5 milioane de milimetri cubi de la, practic, la femeie, iar la bărbați, 5 milioane de milimetri, de, de, milimetri cub la bărbați. Eritropoieza are loc în măduva roșie a oaselor spungioase, practic este locul unde se formează sângele în hematogenă, deci practic asta, dacă o țineți minte este suficient, înainte de a intra în vasele de sânge, practic își pierd nucleul se încarcă cu hemoglobină, cu rol în transportul dioxidului de carbon trăiesc 120 de zile distruse în splină prin hemoliză și conțin hemoglobină ce are rol în transportul oxigenului și dioxidului de carbon. Ce este foarte, foarte important ca să ne mai aducem aminte că există patru grupe de sânge, grupa 0, A2, B3 și AB4 iar globulele acestea albe sunt cele care lucrează și ne ajută pe noi foarte foarte mult ca să avem un sistem imunitar solid Răbulele albe sunt celulele albe din sânge care caută, atacă și distrug organismul, organismele de fapt străine, pentru a menține organismul sănătos. Fiecare tip de celulă fie circulă în fluxul sanguin și în timpul, în tot corpul, fie rezidă într-un anumit țesut, așteptând să fie chemat în acțiune. Fiecare tip de celulă are o misiune specifică în sistemul de apărare a organismului și un mod diferit de a recunoaște o problemă, de a comunica cu alte celule din echipa de apărare și de a-și îndeplini funcția. Cât de minunat este acest da, sistem de globule albele ococite creat de bunul nostru Dumnezeu. După cum vedeți, sunt celule mari, nucleate, mobile, mai puțin numeroase aproximativ 6 până la 8.000 de milimetri cub în sânge, are proprietatea de a emite pseudopode și pot trece prin pereții vaselor de sânge. Apă organismul da în potriva microbilor, că de aceea avem aceste globule albe, eliberând anticorp și neutralizând toxinele microbilor prin facocitoză. Un alt aspect foarte, foarte important este. Nu, vă, nu vreau ca să vă. Vă adaug și să vă dau foarte multe, să zic, informații care practic sunt foarte puternice. Trombocitele sunt plachetele sanguine, care sunt fragmente celulare între 200.000 și 400.000 de, de metri cubi, care au rolul în coagularea și închiderea plăgilor. Durata medie de viață este de 10 zile. Ele în 10 zile trebuie să rezolve o plagă și să o cicatrizeze. Este un miracol! Da, deci, practic, aici este foarte important, da, am amintit care sunt funcțiile a sângelui, și acum, haideți să vedem mai departe ce se întâmplă cu sistemul nostru imunitar, pentru că cei care au fost la început, ați văzut un material video pe care am obiceiul ca să-l ofer la cei care se conectează mai repede, astfel încât să cunoască mai în detaliu, practic, prin profesorii de la școală, cum funcționează imunitatea noastră. De ce oare avem noi această imunitate scăzută? Păi din cauza oboselii Practic, avem, dacă avem o oboseală permanentă, care practic ascunde și stres și lipsa de somn, sunt doi factori importanți care slăbesc imunitatea. Rețineți, vă rog, din toată inima, da oboseala permanentă, stresul și lipsa de somn sunt factorii uh, care, fac, care uh, creează o imunitate slabă. Apoi, ce se va întâmpla? Vom avea o sensibilitate crescută la infecții care se manifestă prin răceli frecvente, infecții urinare, episoade frecvente de herpes, vindecare și cicatrizare foarte lentă a rănilor. Deci, nu uităm factorii care ne slăbesc imunitatea: oboseala, stresul și lipsa de somn. După ora 10 și jumătate este obligatoriu să dormim minim, să zic, 7-8 ore pe noapte. Noi avem aici, practic, restoratul despre care o să vorbim mai târziu, care ajută la acest factor decisiv, pentru că un sfert din viață ne petrecem în pat, de aceea somnul este foarte important. Acum, haideți să vedem de fapt ce este sistemul nostru imunitar. Este un termen folosit în biologie pentru definirea mecanismelor de apărare ale organismelor vii față de agenții patogeni. Acest rol de apărare este important pentru menținerea sănătății organismului în cadrul raporturilor sale multiple cu mediul încăjurător, unde este supus continuu influenței factorilor externi. Acum, pentru că noi am început cu globulele albe, care sunt cele mai responsabile pentru sistemul nostru imunitar, avem și ganglionii limfatici. Este locul unde se face cooperarea celulară în vederea răspunsului imun pentru distrugerea germenilor, pentru ca acestea să nu poată să se răspândească în alte părți ale corpului și să ajungă la complicații. Deci iată ganglionii aceia care noi avem sub braț, sub axilă sau aici la urechiuță au un rol foarte important în imunitate. Să strâng acolo și să colecteze acolo practic tot ceea ce nu este potrivit ca să fie practic eliminate. Da? Deci limfa este canalizarea corpului nostru. Splina, după cum vedeți, stochează globulele albe care apără organismul de invadatorii străini, de asemenea filtrează sângele, distrugând globulele roșii vechi și deteriorate. Amigdalele și, uh, practic, omuleții, care, omulețul care le avem acolo în guriță, da? Uh, practic, ele sunt situate în gât și în pasajul nazal. Amigdalele și vegetațiile adenoide pot reține microorganismele străine imediat ce uh, acestea se află la poartea de intrare în organism. De aceea, uh, Copila și mai mult, da, au umflate amigdalele, poate că au puroi acolo, pentru că practic acolo se rețin microorganismele ca ele să poată să fie localizate și să nu se infiltreze în organism. Timusul, acel mic organ care noi îl vedem aici da, la piept, în partea superioară, ajută la maturizarea unui anumit tip de celule albe din sânge, al căror scop este să recunoască și să rețină invadatorii. Măduva osoasă sunt, sunt celulele stem din centrul spongios al oaselor. Se dezvoltă în celulele roșii din sânge, celulele plasmatice și o varietate de celule albe din sânge și alte tipuri de celule imunitare. Pielea, membranele mucoaselor și alte mișloace de apărare de primă uh, linie, care practic se văd automat, pielea este practic. Uh, al doilea, cel mai mare organ din corp. Primul este, practic, sistemul circulator. Pela este prima linie de apărare în prevenirea și distrugerea germenilor, înainte ca acestea să pătrundă în organism, iar membranele mucoase căptușesc căile respiratorii, da? digestive, urinare și reproductive. Enzimele care se găsesc în transpirație, în lacrimi, în salivă și membranele de mucus, precum și secrețiile din vagin, toate apără și distrug germenii. Iată cât de importante sunt aceste componente ale sistemului nostru imunitar. Iar stomacul și intestinul, acidul din stomac ucide bacteriile imediat după ce acestea intră în corp. De asemenea, există bacterii benefice în intestine care ucid da, bacteriile dăunătoare. Deci iată cât de frumos... Ne-a creat, bunul Dumnezeu, acest sistem de apărare, și cât de frumos și de bine este să avem grijă de el. Acum, haideți să mai vedem, uh, practic, ce rol are sistemul nostru imunitar. Caută să îndepărteze sau să distrugă corpurile străine nesănătoase, da? Și mai mult decât atât să distrugă. Uh, unele structuri proprii dăunătoare alterate, cum ar fi toxine, veninuri, microbi, virusuri, ciuperci, protozoare, paraziți și celulele tumorale. Iată, practic, sistemul imunitar aparține clasei de sisteme excretoare, da? unde, practic, avem sistemul limfatic, sistemul imunitar care colaborează foarte, foarte bine. De aici avem sistemul tegumentar, intestinal, urinar și sistemul respirator. Toate lucrează împreună. După cum ați văzut și la începutul da, emisiunii noastre, sistemul imunitar practic se împarte în două tipuri, înăscut și dobândit. Sistemul Imunitar născut reprezintă acea imunitate moștenită de fiecare dintre noi, care nu se modifică de-a lungul vieții și nu este o imunitate protectoare sau de lungă durată. Iar sistemul imunitar dobândit este antrenat de-a lungul vieții după ce organismul nostru intră în contact cu agenții patogeni. Acestea sunt recunoscuți apoi de către sistemul imunitar dobândit prin intermediul celulelor limfocite și distruși cu ajutorul anticorpilor. Iată cum se întâmplă acest lucru. Sistemul nostru imunitar găsește un antigen, îl întâlnește, învață totul despre el, luptă împotriva lui, iar la următorul atac al antigenului își va aminti informațiile dobândite și va reuși să-l învingă rapid. Este extraordinar de de minunat acest sistem imunitar. Acum, cu toții știm că, odată cu vârsta, sistemul nostru imunitar scade. Așa cum fenomenul de îmbătrânire afectează sistemul cardiorespirator și celelalte organe, la fel se întâmplă și cu sistemul imunitar. Deși memoria imunologică devine mai bogată, organele limfoide se uzează odată cu înaintarea în vârstă. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, în timpul apariției și evoluției bolilor, organismul acumulează suplimentar deșeuri toxice, rezultate mai ales din. În lupta sistemului imunitar cu agenții patogeni. Și atunci, special cei care uh, nu ați folosit suplimente uh, care să contribuie la uh, suplimentarea aportului de uh, vitamine, minerale, oligoelemente, aminoacizi, uh, acest material este pentru dumneavoastră, deoarece noi putem să ajutăm orice vârstă să fie tânără, Frumoasă și longevivă. Acum haideți să ne amintim câteva simptome ale faptului că ne stăbește imunitatea noastră. Avem mâini reci când vasele de sânge sunt inflamate, degetele de la mâini și de la picioare, urechile și nasul pot fi mai greu de încălzit. Apoi, problemele digestive, diareea sau constipația, care durează mai mult de două săptămâni, avem deja nici, niște simptome care trebuie să luăm aminte la ele. Ochii uscați, multe persoane, chiar astăzi am a, a pus cineva pe grup întrebarea despre ochii uscați. Iată, este o problemă a sistemului uh, imunitar. Uh, și atunci, practic, noi avem aici remediile care vi le-am pus și care vă ajută foarte, foarte mult. Oboseala, da, durerile musculare sau articulare, toate acestea sunt, practic, un clopoțel da, care ne sună că, uite, sistemul nostru imunitar este în derivă. Febra, Ușoară care poate anunța o infecție, da, se apropie sau se acutizează, da, ne arată că sistemul nostru imunitar luptă cu un virus. Durerile de cap, în, caz, în unele cazuri, durerile de cap pot fi legate de sistemul imunitar. Ar putea fi vorba despre vasculită, care este o inflamație a unui vas de sânge, cauzată de o infecție sau de o boală autoimună, erupții cutanate, mâncărimea, da pe piele, pielea uscată și roșie, un sistem, un sistem comun al inflamației, la fel și o erupție dureroasă sau care nu se vindecă, căderea părului pe alocuri poate indica o afecțiune numită alopecia areată, șuvițele sau smocurile de păr care cad pot fi de asemenea un simptom al imunității scăzute, lupusul, o boală autoimună și, bineînțeles, infecții repetate. Acum, dacă am văzut simptomele, câteva dintre ele, pentru că sunt, bineînțeles, mai multe, haideți să vedem care sunt bolile sistemului nostru imunitar. Așa cum știm, poliartrita reumatoidă, atenție, spondilita anchilozantă, lupusul, eri, eritematos sistemic, sclerodermia sistemică, artrita psoriazică, artrita reactivă, boala Reiter, boala uh, Beckett, artritele enteropatice din bolile inflamatorii intestinale, boala Crohn, uh, rectocolita și ulcer uh, hemoragic. Toate acestea sunt boli ale sistemului imunitar. Însă și alergiile, diabetul, vă dați seama, diabetul este o boală a sistemului imunitar, din cauza toxinelor care sunt atât de abundente în ficat, în uh, uh, vezica biliară, și bineînțeles, nu are unde ca să se mai depoziteze, merge în pancreas, și de acolo, practic, nu mai poate corpul să mai lupte cu toxinele. Da, hipo și hipertiroidismul, HIV, nanismul, este boala, dacă ați auzit de copilari care nu mai cresc, da, care rămân așa micuți de înălțime. Este o boală a sistemului imunitar și, bineînțeles, multe altele care, practic, ne afectează calitatea noastră a vieții, ne întristează și, iată că ne îmbolnăvesc și, în cele din urmă, da, știți care este consecința. Însă, haideți să vedem acum ce sfaturi putem să primim care să ne ajute. Să ne întărim această imunitate, bineînțeles, până la uh, suplimente, pentru că suplimentele uh, ne ajută foarte mult dacă noi avem și uh, ținem cont și de niște rutine care să le aplicăm în fiecare zi ca un program zilnic de viață. Așa cum am spus, să dormim suficient. Da? Este foarte important să avem un somn. Uh, Minim 7-8 ore pe noapte. Să ne spălăm pe mâini, da, este foarte important. Să ținem stresul sub control, să consumăm, vedeți, vitamina C, care ajută și noi avem aici suplimente. Ați văzut, în primul rând, activatorul care conține multă vitamina C, să uh, efectuăm sport regulat, ne ajută, să evităm acele persoane care sunt răcite, da? Sunt bolnave, să stăm mai departe de ele, să consumăm alimente care să stimuleze sistemul nostru imunitar, mai mult, vegetale, salate, sucuri, da. Să nu uităm în special de detoxifierea atât de necesară ca să ușurăm eliminarea toxinelor și să ușurăm sistemul nostru imunitar să fie practic eliberat și să, să nu ne mai răcim. Apoi, să nu mai fumăm, cei care practic fumează și consumă cafea, practic își distrug sistemul imunitar. Alcoolul, dacă este consumat fără moderație, de asemenea, și, bineînțeles, dulciurile, care, practic, în, cantități, în aceste cantități la care se consumă la ora actuală, în toate, practic ne afectează sistemul nostru imunitar. Putem să ajutăm, așa cum am spus, da și cum o să o repet de fiecare dată, pentru că repetiția este mama învățăturii, hidratarea, noi suntem peste 72% apă, hidratarea automat după ce ne întrezim ajută foarte mult la detoxifierea organelor interne și practic înainte de fiecare masă să bem da două când de apă, cu 20-30 de minute înainte de a servi masa, și bineînțeles, înainte de duș, scade tensiunea și înainte de culcare, previne atacul de cord. Sunt lucruri frumoase, însă gândurile bune, care sunt cele mai importante, da, râsul susține imunitatea noastră. Și iată care sunt beneficiile râsului. Da, ajută, pe lângă faptul că oferă creierului, creierului, creierului uh, hormoni ai fericirii, care întăresc imunitatea, da, este o terapie excelentă pentru planul psihoemoțional, iar persoanele care râd mai des sunt mai fericite, se simt mai împlinite și sunt mult mai active. Uh. Ca și recomandări, da, pentru uh, imunitate uh, înainte de a uh, continua cu remediile care eu le-am pregătit, este, da, așa cum am spus, uh, sportul, somnul, să renunțăm la fumat, să ne păstrăm greutatea în limite normale, să consumăm alimente pregătite de către noi, uh, fără fast food-uri, fără gluten, fără... Uh, lactate, fără dulciuri, în special persoanele care au probleme grave de sănătate, acestea sunt interzise minim șase luni ca să putem să restartăm și să putem să ajutăm corpul. Da, să luăm antibiotice doar atunci când este absolut necesar. Eu știu, un implant, o operație chirurgicală care practic este atunci obligatoriu și, bineînțeles, să controlăm stresul pe cât posibil. Cele mai multe alimente din dieta noastră provoacă o îngroșare a mucusului, fie deoarece conțin toxine, fie pentru că duc la apariția de produși toxici în urma digestiei, iar în timpul procesului de vindecare, eliminarea reziduilor este mai importantă decât nutriția. Cu toate că o multitudine de nutrienți au un rol deosebit de important în neutralizarea toxinelor eliberate. În concluzie, pentru că am văzut cât de importantă este și digestia în sistemul nostru imunitar, da? în viitor medicul nu va mai prescrie medicamente, ci le va recomanda pacienților să fie atenți la structura umană, la dietă și la cauza și prevenirea bolilor. Iată aici, da, o persoană care consumă doar apă, pentru că animalele doar apă consumă și plantele, și iată o persoană care consumă tot ce este la ora actuală, ce se întâmplă. Acum, haideți să vedem remediile care sunt atât de importante pentru sistemul nostru imunitar. Acest antioxidant, da, așa cum, uh, practic, este anti uh, rugină anti îmbolnăvire întărește sistemul nostru imunitar ajută foarte, foarte mult uh, ca să uh, putem să îl susținem acest sistem imunitar, protejând celulele de uh, oxidare și mai mult decât atât conține polifenoli și extracte și concentrate speciale de fructe, de pădure, fructe, legume, ierburi și condimente, seleniu, vitamina E, vitamina C, contribuie la protejarea celulelor de stresul oxidativ și, bineînțeles, uh, vitamina C contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar. Se dizolvă o linguriță plină la 150 de minute de apă plată sau, deci, o dată de două, de trei ori pe zi, depinde, practic, de starea dumneavoastră pe care o aveți. Apoi acest AIB5, uh, da, această formulă este un spray, da, care eu îl folosesc foarte des când merg de acasă și când mă întorc. Uh, ajută foarte mult la amigdale, la uh, practic la căile respiratorii, la durerile în gât și să întărească sistemul nostru imunitar prin acel puf pe care noi îl dăm, două pufuri dimineața, două pufuri seara. Practic conține riboflavonă și biotină care contribuie la menținerea membranelor mucoaselor normale, vitamina A, D și B12, contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar, da? și conține vitamina E care contribuie la protecția celulelor împotriva stresului oxidativ. Însă, bineînțeles că cel mai important aspect este că noi suntem responsabili. De rutina noastră zilnică, nimeni altcineva nu este responsabil uh, de faptul de a fi sănătoși decât noi, da? Noi suntem cei mai responsabili în această, să zic așa, situație, însă, ce este foarte important, uh, faptul că în corpul nostru uman, deoarece noi avem nevoie de. Peste 72% apă, noi, atunci când folosim produsele de la uh, premium internațional, noi, practic, activăm bateria uh, din celule, mitocondriile, da le activăm peste 100 de trilioane de celule. De aceea, aceste uh, produse, prin uh, această uh, tehnologie de transport al nutrienților, furnizează nutrienții exact atunci când sunt necesari și acolo unde sunt ei necesari, în celule, înăuntru și afară. Și efectul este în 5 minuțele, în special acest activator, despre care tocmai v-am vorbit la, la început, crește concentrarea, productivitatea și energia. Și avem atât de multă nevoie, că ați văzut, sunt trei lucruri importante care ne slăbesc imunitatea. Așa da, nume stresul, apoi oboseala și, bineînțeles, lipsa de somn. Și atunci, practic, prin faptul că ne crește concentrarea și productivitatea, noi ne întărim sistemul imunitar. Da, pentru că și scrie, este un stimulator natural, reconfortant și revigorant. Apoi, conține toate vitaminele B pentru concentrare și performanță și reduce oposeala îmbunătățind funcționarea sistemului nervos pentru că conține vitamina B2 și niacină. Apoi, mai mult decât atât, conține vitamina C care îmbunătățește metabolismul energetic și întărește sistemul nostru imunitar. Aceste două produse, bună dimineața și noapte bună, da? Power Cocktail și Restorate, sunt produsele de bază, care se recomandă minim 3 luni, maxim 6 luni, pentru ca să ne întărim, în special, imunitatea. Pentru că atunci când, după cum ați văzut, se îmbunătățește tractul gastrointestinal, avem o microfloră intestinală sănătoasă, automat noi vom putea să absorbim elementele nutritive, aceste substanțe, vitamine, minerale de care noi avem atât de mult nevoie pentru întărirea imunității. Atunci, practic, asta face Power Cocktail și Restorate. Bineînțeles că ne ajută și la stres, ajută foarte mult, pentru că ne hrănesc endorfinele, este o medicină holistică, ajută pe plan fizic, psihic, emoțional. Ne crește, după cum ați văzut, energia, fizică, psihică, vom avea o performanță deosebită, ne vom schimba la față previne bolile cardiovasculare, ajută foarte mult la memorie în concentrare în stres, depresie și bineînțeles oxigenează celulele până la 10% prin biodisponibilitatea de către această uh, tehnologie NTC și Restoreitul, care este capacul de seară, se ia înainte de masă. Apropo, uh, practic, power cocktailul se ia dimineața cu 450 de ml de apă și mai mult, pentru că noi oricum trebuie să bem apă dimineața. Da? Deci, nu uitați, se bea cu foarte multă apă. Cât de multă, pentru că este foarte, foarte concentrat. Iar uh, uh, capacul de noapte, Restoreitul, se bea înainte de a ne uh, pune la somn cu 10 minute da? Un pliculeț la 200 de ml de apă, se emestecă bine, bine, se lasă așa cam 5 minuțele și se bea așa frumos, are un gust extraordinar de divin și practic ce face, reconfortează, da? Ne relaxează după o zi stresantă și ne ajută să avem un somn extraordinar, ca și atunci când eram copilași. Are, da, magneziu, calciu, fier, zinc, seleniu, siliciu, mangan, crom, vitamina D, în combinație cu aroma de plante care o au ei, aiuri vedic aici, care promovează absorpția tuturor acestora în sânge, în celulă și bineînțeles, ajută la sistemul nostru imunitar creând o. Uh, Creând așa o un aport acidobazic care reglează metabolismul, îl relaxează și practic contribuie la o normalizare a tuturor proceselor care au loc în corpul nostru. Bineînțeles că atunci când. Noi le vom folosi, sunt produse care nu conțin hormoni, lactoză, gluten, nu conțin aditiv, toate sunt produse 100% naturale, ne ajută foarte, foarte mult ca să putem să renaștem. Mai mult conține și cucurma, care ajută la inflamații, la dureri foarte, foarte rapid. Bineînțeles că aveți alte materiale care... Tocmai le am vi le-am postat unde uh, aveți ingredientele uh, acestor, uh, acestor uh, nutriente extraordinare, însă generația 50 pentru cei care practic uh, aveți nevoie de de, de ochi de care tocmai cineva a întrebat ochii uscați, conține luteină, da, omega 3, coenzima Q10, izoflavone și uh, Ginsengul, care este rădăcina vieții pentru sistemul nervos, ajută toate acestea să le puneți în power cocktail dimineața. Automat, după o lună de zile, deja o să vă simțiți ochii uh, altfel. Dar mai mult decât atât, luteina, cei care nu aveți încă 50 de ani, aveți luteină, puteți să vă luați omega 3 cu enzima Q10, dar separat și toate acestea, practic, vă vor ajuta foarte, foarte mult. Nu uitați, cel mai important aspect pentru o bună sănătate a sistemului imunitar este detoxifierea. La fiecare 3 luni, dragilor, vă rog să faceți 14 zile de drink să vă curățați ficatul, pancreasul, splina, fierea, rinichii și în special sistemul digestiv, practic sistemul intestinul subțire, intestinul gros, acolo practic unde se găsesc factorii cei mai nocivi care creează boală și, bineînțeles, moartea. Pentru că dacă noi ne gândim așa sincer, în 40-50 de ani să nu faci curățenie într-o casă, în interior. Gândiți-vă cum ar mirosi în acea casă, ce s-ar întâmpla în acea casă cu pereții, cu geamurile, cu patul, cu hainele. La fel se întâmplă și în corpul nostru dacă noi nu uh, intervenim. Ca să-l curățim. Amintiți-vă ce v-am spus, da, și asta să o aveți așa în minte tot timpul, să vă gândiți la ea: că nimeni nu poate să distrugă fierul decât propria sa rugină. asemenea, nimeni nu poate să distrugă o persoană decât propria lui gândire. Și atunci, practic, dacă noi uh, nu ne dăm voie ca să schimbăm, da, să schimbăm gândirea. În primul și în primul rând, de aici vine o viață frumoasă, tânără, senină. Dacă vedeți un om fericit, un om luminos, un om care zâmbește, acela este un om care lucrează permanent cu el să-și mențină vibrația înaltă și în momentul în care tu ai gânduri bune, nu ai cum să ai sistem imunitar deficitar. Pentru că din moment ce tu gândești bine, frumos, ierți, pentru că știți cum este, la cine faci cel mai mult bine, el te rănește cel mai mult, asta este lege și atunci tu ești pregătit și îi trimiți iertare, iubire acelei persoane, iar tu te detașezi și lași pe Dumnezeu să rezolve el situația, tu i-ai spus-o lui Dumnezeu că l-ai iertat, că-l iubești, că îți pare rău și îi mulțumești că fiecare, să zic așa, fiecare boală, fiecare problemă, Uh, ne este un prieten, să știți, nu este, nu ne este un dușman. De exemplu, o boală, practic, ne este prieten. În ce sens ne este prieten? Păi ne este prieten pentru că ne, a, ne aduce aminte, stai, oprește-te din ceea ce faci, că nu faci bine. Atunci, noi, dacă considerăm acest lucru că este benefic pentru noi, ne gândim, ok, hai să vedem de ce am această problemă, indiferent ce problemă am. Cauza este o gândire nepotrivită, este lipsa de hidratare, este lipsa exercițiilor fizice ca să drenăm și limba, ca să dăm drumul la canalizare, lipsa postului intermitent și la final o să vă arăt un material care vă conștientizează ce reparații capitale au loc în corpul nostru în momentul în care noi efectuăm un post, da, intermitent. Postul intermitent poate să fie atunci când faceți un detox, da, să nu mâncați trei zile și aveți da, v-am dat la toți, v-am dat protocolul, iar postul, să zic așa, intermitent, este să mâncăm doar 8 ore pe zi. De la ora, să zic, 11 plus 8 ar fi la ora 19, ultima masă, și să lăsăm corpul să se repare, să se odihnească, pentru că și noi lucrăm 8 ore pe zi, lucrăm toată ziua, da, și atunci, practic, în momentul în care noi vom efectua acest post intermitent, o să vedeți cum, practic, se, corpul nostru își revine. Uh, mai mult decât atât, și aici este foarte, foarte uh, da important ca să uh, vă notați ceea ce am să vă spun acum. Am mai spus-o și o repet: în, în ADN-ul nostru nu există vârstă. Chiar dacă tu, dragul meu sau draga mea, care ești aici. Da, poate că ești tristă, poate că ești supărată, poate că ai uh, anumite probleme. Eu știu, vari, vari motive, da, putem să avem. Să știi că, orice vârstă ai abia, dacă îți schimbi modul de gândire, da, apa, hrana, detoxifierea, faci post-intermitent, da, și uh, Faci sport, toate acestea îți vor regenera celulele, care, practic, ele sunt responsabile uh, pentru o, o bună uh, funcționalitate a tuturor părților corpului nostru. Îmbătrânirea, practic, vine cel mai mult din gândirea negativă. Și gândiți-vă la un măr, dacă îl puneți lângă un măr bun, un măr rău. Ce se întâmplă după un timp cu acel măr bun? Chiar dacă acela este extraordinar de bun, stă în contact și fuzionează cu acele toxine de la acel măr negativ, acel măr stricat. Și el se va strica, dragilor. De aceea, cărțile pe care le citești, Asocierile cu care tu ești în permanență te definesc, în primul rând, ca persoană și îți fac o structură extraordinar de frumoasă al corpului tău, al fizionomiei tale, atât interioare cât și exterioare. De aceea, Îmbătrânirea, nu uitați, primul aspect vine din gândirea negativă și o stare joasă de dominare vibrațională, judecată, critică, bârfă, care este astăzi cancan, -can, este astăzi la ordinea zilei și bârfa, practic, ce face cu acele persoane care, practic, nu sunt antrenate, doboară sistemul imunitar. Pentru că, automat, te-ai intristat și te-ai supărat, gata, sistemul imunitar a murit. Și trebuie să te recuperezi și așa mai departe. Și atunci, care este, să zic așa, ideea aici ca și o concluzie? Vă rog să vă notați. Pielea se reînnoiește la fiecare trei luni. Sângele la șase luni. Plămânii în fiecare an. Ficatul își revine total în 18 luni. Creierul își reface complet celulele la fiecare trei ani. Scheletul, atenție, oasele, avem, eu știu, artrită, artroză, poliartrită și alte chestii, da? Scheletul se regenerează complet în 10 ani, dar atenție, așteptăm tot atâția ani să ne schimbăm stilul de viață, pentru că nu putem face cu o floare primăvară. Noi trebuie, da, să, a, să aruncăm ce ne-am bolnăvit și să începem să ne hrănim cu hrană vie, cu hrană naturală, făcută de mânuțele noastre cu mânuțele noastre sfinte, da? Să eliminăm în special cafeaua, glutenul, lactatele, dulciurile, că atunci, practic, acest mediu toxic, acid, care, practic, ne afectează oasele, da? Și ne afectează articulațiile, practic, este eliminat, iar inflamațiile se diminuează. Nu uităm. Minim 3, maxim 6 luni, power cocktail și restore. Acum, gândiți-vă, fiecare mușchi și țesut se regenerează în 15 ani. Chiar aici este foarte important și personalitatea noastră se reînnoiește la fiecare 7 ani. Acum, cu, cu privire la această personalitate care se reînnoiește la fiecare uh, 7 ani, Vreau să vă spun că această personalitate se reînnoiește doar prin afirmații pozitive. Voi auziți că sunt. auziți numai bullying. Deci, astăzi, bullying este la modă. Să. Da, să vorbească urât, în, fie în fața ta, fie în spatele tău. În momentul în care tu te trezești dimineața cu afirmații pozitive și îți mărești stima de sine, pentru că aici uh, vor practic dușmanii lui Dumnezeu și ai uh, oamenilor, da? Acea ființă malefică, demonică vrea ca să ne ducă în jos și să ne scadă stima de sine. Când noi nu mai avem stima de sine. Și de fapt nu am greșit la nimeni cu nimic pentru că conștiința când nu ne condamnă atunci avem îndrăzneală fie la oameni, fie la Dumnezeu în rugăciune, în meditație și așa mai departe. În momentul în care tu ești atacat de bullying și practic asta este cea mai, să zic așa, colosală și crucială să zic așa, armă care există pe plan mondial automat tu, dragul meu și draga mea, trebuie să rup Contactul, din, deci complet cu acea persoană. Pentru că este deja este un vampir de energie care te, care te suge și îți ia energia vitală. Tu vei muri. Dacă vei mai sta în contact cu acea persoană, vei muri. Deci, de aceea, fiecare persoană este conștientă de uh, cu cine se însoțește, cu cine se împrietenește. Dacă acele prietenii, nu sunt ziditoare, nu ești apreciată, nu ești iubită, așa cum ești tu, că fiecare suntem unici, atunci nu mai ai loc în acea relație, prietenie sau comunitate. Te, practic, te retragi pentru că este foarte important pentru tine ca tu să fii bine cu tine, ca tu să fii sănătoasă, pentru că la, la de vorbind la necaz, nimeni nu-ți dă un par cu apă. Și atunci, ce rost are ca să te super pe cineva? Cineva are frustrările lui, a ei și se descarcă pe tine, dar tu îl trimiți iubire, da, îl binecuvintezi și practic va veni la tine iubirea și binecuvântarea, da? Nu va veni spre tine acele energii negative care împânzesc această lume. Și atunci, în concluzie, scumpilor, cei care sunteți astăzi aici, v-ați notat, sistemul nostru imunitar se întărește prin gândire pozitive, printr-o hidratare, printr un detox, aveți produsele care se iau minim 3 luni, maxim 6 luni la 3 luni, faceți de parazitare, detoxifiere. Apoi nu uitați de sport și bineînțeles de post intermitent, care vă ajută și vă restartează. Ați văzut cât de puternic noi ne putem reface celulele în fiecare zi. Eu vă mulțumesc din toată inima pentru faptul că m-ați ascultat o oră. Vreau să vedem ce întrebări avem, și la final avem materialul video care vă arată cât de important este postul pentru întărirea imunității. Și nu uitați, cei care sunteți în județul Cluj, vă așteptăm luni! Da, lunea viitoare pe 25 noiembrie la ora 18 la The Office, pe calea Măreș Mărăști, da, strada da, 21 decembrie 1989, la numărul 77, ca să veniți să degustați și să testați aceste minuni care vă întăresc imunitatea. Vă doresc o seară superbă în continuare. La revedere! Deci, un pic mai devreme... Da? da, așa. Deci au bună seara, iau bună dimineața. Stai că vă arăt eu ce iau. Ia arată-ne ce mm. ei. Ia arată-ne ce mai ei, fato. Activizerul. Activizer ul așa. Oxigenul. Antioxid, Antioxi, așa, tot așa. Îți place gustul de, de gelenfitul, așa. așa. Bună seara! Și stai Așa. că mai am aici a doua. Le arăt și pe ăștia. Așa. Stai că Să nu ziceți că nu le am acasă. Păi ia, că acolo iau. la tine, la, la, uh, la cabinetul Monogenu. tău Monogenul. Da. Bună seara! Da. Și de drink -ul. Și de drink care e foarte, foarte bine. Spune-ne acum ce ai mai simțit tu acum, că chiar de vreo două luni bune de când ai venit de la, din concediu din Palma de Mallorca, ai fost full, full, full ocupată. Ia zi, ce eu rezultate sunt ocupată în continuare. Avut? Cum? Și sunt ocupată în continuare. Cred. Dar ea spune ce rezultate ai mai avut tu a deci, așa. Deci, în, în primul rând, în primul rând uh, aș putea să vă arăt piciorul meu da? Am o poză da. care am făcut-o înainte să încep cu uh, monogenul. Așa. Și o să vă fac o poză după ce îl termin. Așa. Deci, momentan, încă suntem în refacere. Deci, într-adevăr, am avut niște firicele, da, care au început să-mi dispară. Bravo. Și chiar mi-au dispărut. Uh, și mă simt foarte bine, eu mă simt foarte bine de la ele. Deci nu la mână că am energie, da? pe Deasupra că lucrez foarte mult, deci clar că trebuie să-mi iau energie de undeva. Uh, încerc să dorm mai devreme, da? Deci la ora 10 facem stingerea. Așa? Uh, mă simt, deci, unul la mână că am energie, doi la mână uh, faptul că dorm cum trebuie este foarte important. Foarte important. Da? Deci, din punctul meu de vedere, -ul chiar ul chiar nu da greș. Este chiar foarte ok. Uh, Colagenul, -am, am terminat cealaltă cutie, că am uh, trei luni de zile de când iau uh, Beauty. Ce simt de la Beauty? Că nu mai am riduri. Nu mai ai riduri, corect. Așa? Îmi simt pielea foarte ok. Foarte fină. Ficat, cașa, da, cașa ca tipelată. Da. Uh, digestia mi-e foarte bună și nu am nicio durere, nu mă dor genunchi, nu mă dor picioarele, nu mă dore absolut nimic. Bravo! Da, deci, din punctul meu de vedere, colagenul ăsta, uh, gel-fixul, in... Ge Cum e? gel-fix? gelen fit. In... Geling... Geling fit. Da, fit, Asta, da! Uh, este, din punctul meu de vedere, un antiinflamator extraordinar de bun. Uh, și ce face cu lichidul dintre uh, articulații? Efectiv, mi-l, uh, mil uh, unge, așa, pe termeni uh, nemedicali. Da, lichidul este da. da. Da, cred că -ti foarte... uh, geletfitul ăsta este cel mai vândut produs pe care eu îl vând. Uh, că to la toată lumea îl recomand. Și, eu chiar zi, părerea oamenilor, da, contează pentru mine. Și oamenii sunt foarte mulțumiți de el. Inclusiv Activizer-ul, deci din punctul meu Activizer-ul, wow. Wow. Da, da. deci activizer la fel este produsul da, de energie, da, pe care da, pe care la fel îl vând și la fel îl recomand pentru tot ce înseamnă câte cupe folosesc, folosesc dimineață, în sticluța mea de toată ziua. Deci dimineața pun așa, pun bună dimineața, adică power cocktailul, pun două lingurițe de activizer, pun două lingurițe de gelat fit da? Uh, cu una de asta, un, uh, monogen. Să un As... monogen. Să spun un secret la monogen. Să spun un secret la, monogen. Și cei care aveți aceleași probleme, să faceți și voi. Eu -am, am luat patru pe zi. Deci am luat patru pe zi, uh, trei luni de zile, patru pe zi de monogen. O dispărut toate venișoarele sparte, tot. Da, eu nu. Eu, eu iau una dimineață, una seara. Uh, așa recomandă și ei, de fapt dar eu zi. am la, 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 probleme mai grave, de exemplu, să știi, da, apropo, dacă suntem la sistemul imunitar, la problemele care sunt mai grave, cu varicele, eu știu, sau la răcel grave, se dă zonă de doza de șoc. De exemplu, cine este răcit, are febră, are, eu știu, convalescență, se iau de patru ori pe zi un restorate și trei linguițe de activator. Le mixez la 200 de minute de apă și ei de patru ori pe zi. Ai terminat a doua zi, nu mai ești bolnav. Ok, da, deci, de exemplu, ce am observat eu la uh, monogen, l-am recomandat la o doamnă cu dureri destul de mari pe zona de cervical, cu amețială, uh, și mi-a zis după fix o săptămână că se simte foarte bine și că i-au dispărut tot ce înseamnă durerile de. Uh, deci tensiunea oscilatorie. Da. 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 Și uh, chiar am altă persoană care a luat uh, la fel monogenul cu Activizerul și după o lună de zile și a făcut analizele, avea uh, sângele foarte gros, și după o lună de zile uh, și a făcut din nou analiză și mi-a zis, doamna Carmen, mi-au ieșit foarte bune analizele de sânge. Știu. Deci to toată lumea, practic, au, au rezultatele uh, rapide aici și asta mă bucură foarte, foarte mult că oamenii simt și asta ne face nouă, să zic așa, în România o reputație foarte bună, că Fitline are, să zic așa, uh, șansele să fie numărul unu -un și în uh, România, așa cum, de fapt, este în Europa. Însă, bineînțeles că depinde asta și de noi, cum uh, da. vorbim. Uh, și ce pot să spun că de bun, uh, bună dimineața și bună seara eu recomand uh, persoanelor care vin la mine uh, <coughs> de exemplu pentru pentru a inhiba pofta de mâncare. da Deci asta face bună dimineața chiar inhibă pofta de mâncare. Deci cine ia uh, undeva după două, trei zile Efectiv, nu, ți se usucă gura și ai nevoie de lichide, nu ai nevoie de mâncare. Corect. Da. Deci inhibă pofta de mâncare din cauza că are cromul. Exact. Da. Deci cromul este unul din, dintre vitaminele care inhibă pofta de mâncare. Corect. Corect. Da. Vai, Carmen, mulțumim că uh, ești Drag. în viața noastră și că, practic, uh, ne mai dai așa câte, câte un boost, ca, ca, și, ca și un activator, așa. Ne mai dai mm -hmm. când mai vin emisiuni, când mai ai și tu timp, draga de tine, că lucrezi foarte mult. Dar, ce să zic, te așteptăm la Cluj cu dragii tăi prieteni, cu doctorii tăi minunați din Câmpia Turzii, din Cluj care, practic, vor să testeze și vor să deguste tot ceea ce noi le-am pregătit și, bineînțeles, stombole, premii și așa mai departe, da? Deci... Eu zic că ar trebui să facem uh, un, uh, cum se zice, o terapie gratuită. Uh, unde? Acolo? Deci, am... Da, am glumit. Am păi fost, da? la... Am fost la, la Târgu Jiu, s-a deschis o clinică și am fost invitatul special. Și s-au strâns așa 200 de oameni și am zis, ups, ce cu voi aici? Păi am venit să o vedem pe doamna Carmen. A zis, nu, foarte tare a fost. Nu, no, ce fain, Carmen, te punem pe tine acolo, <sus> nu, 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 de ce? De ce?